Domnul președinte, bună dimineața! Porni și telefonul să avem o mică filmare, să nu fie probleme. Te permiteți, nu? Spațiu public. Avem și noi o rugăminte, vă solicităm. Registrul procesele verbale de la ultimii 4 ani de zile. Să vedem dacă s-au trecut toate hotărârile și propunerile. Atâta, dacă se poate. Păi nu cere, nu. Venirăm aici, la fața locului. Putem să le analizăm. Nu. Deci, repet. Nu dau nimic oficial decât la oficialități care sunt... Nu, suntem membri în opțiune. La Gheorghe, suntem membri în opțiune, avem dreptul ăsta. Solicitarea amiabil, să ne uităm și noi. Avem 4 procese verbale. Am vizionat tot ce ați căutat acolo, la ce ați spart ușile. Eu vă fac calcul. Nu sunt sparte, sunt filmări. Nu contează. Sunt filmări, ce-ați căutat acolo. Venirăm atâta, hai să nu ne abatem de la, de la subiect. Nu scrie niciunde. Ne-am gândit că suntem membri, acord, oameni serios. Poftiți, vorbiți ce vreți. Întrebarea în felul următor. Nu putem să ne uităm și noi pe procesele verbale? Bun, care e procedura? Să vedem și noi actele. Deci facem o cerere scrisă. În cât timp ne dați copii de o procesă verbale? Într-o lună de zile, da? Hai că o să facem... Să ne dea și nouă fata o coală de hârtie și facem o cerere scrisă. Da, eu spun că dumneavoastră le face un abuz în chestia asta. Deci face un abuz mare. Data trecută când am depus cerere și mi-ai dat răspuns negativ, ai zis că poți să îmi pui orice document la dispoziție la sediul obștei. Vrem la sediul obștei, nu vrem în altă parte, să trecăm cu ele, să le luăm. Nu le modificăm. Dar de ce nu e din ăla la început? O hârtie, lasă, că cred că sunt bani pentru o coală de hârtie. Deci, dumneata, refuz să ne dai și nouă registrul cu procesele verbale să ne uităm peste el în față aici. Refuzi complet. Eu zic că este un abuz. Cu asta închid și filmarea. Nu se mai uite ceva, nu. Ce-ați avea cu mine, eu nu. Nu avem cu nimeni, mă, noi avem cu banii. Noi ne cerem drepturile. Noi avem cu banii noștri, cu investițiile noastre. Banii dumneavoastră sunt câte ăștia. Nu. Sunt ăia de cheltuiți moca. Cine ăsta? Ok, să zic că îl filmăm fără probleme să apare aici. Dar mergeți acolo. Nu, mergeți acolo. La ce veniți să vă certați? E și a noastră asta, să ne înțelegem. Suntem proprietari și noi, nu numai dumneavoastră. Domnul președinte, dați-i și un pic, vă rog frumos. Dar ei nu-i proprietar. Să facem cerere oficială. S-a luat hotărâre în adunare generală să nu se la topești. Are numai... Te ștergi pe la fund. Domnul singura rugăminte să vorbim... Să vorbim... Să vorbim... Să vorbim... Domnul președinte, cooperează un pic, dacă și mie? Nu sunt. Nu vorbim civilizat, venire, un amiabil. Dar nu vorbesc urât. Ce mă ține asta? Dacă am avut să facem cerere, să ne uităm în actele care am participat la ședință, și 30 de zile dați răspunsul, da? Am mai dat data trecută, tot în 30 de zile. Îmi puteți să-mi dați și mie banii? Bani nu mai am. Am să-i duci care când e dimineața? Da, păi ce ați făcut acum? Ce înseamnă dimineața? Deci nu are bani. Ce înseamnă dimineața la dumneavoastră? La ce oră începeți programul dumneavoastră? Dar care-i treaba ta? Băi, domnișoară, băi. Băi, domnișoară, poate să fie taică tu. Nu ți-e rușine. Sau tu? Bă, nu ți-e rușine, mă. Chiar nu ți-e rușine? Cum îl tutuiești pe ăsta că e taică tu? Deci chiar ceasul este... Nu trebuie să facem cerere. Fă cerere. Ceasul este 16 minute. Observăm o rugăminte, să vorbim civilizat, de asta zic. Dar și de ce să venim o dată la un an de zile pe aici. Dacă puteți să dați mie bani, ce să cuvin. Venim la un an de zile pe aici, știi, nu trebuie să dai justificare, poate că nu sunt, într-adevăr, nu sunt. Păi mi-ai spus că e dat de dimineață. Ce înseamnă dimineața la dumneavoastră? La 8, când ajuns să iei în jur. În 16 minute m-am găsit pe nimeni aici. Și nu m-am întâlnit cu nimeni pe noi plus, că am stat de la ora 8. Nu sunt, ce să fac. Suntem membri în 8 și am ajuns tot pe șteni. Și am venit să solicităm la domnul Chiteriu Gheorghe, registru cu procesele verbale ale ședințelor pe urmii 4 ani de zile. Aici, să-l verificăm. Domnul președinte a refuzat să-l pun la dispoziție. În sensul ăsta, noi facem o cerere.
Neamirem. Sunteți de acord? Noi o să faceți ce doriți, depuneți cerere totul. Dar faceți totul conform. Conform? Alo. Conform, domn Poenaru, conform ce? La Poenaru sunt. Cheamă poliția. La ora 8, fusei aici, ați dat de bani. Sunt membru în Consiliul Elevilor al 8 și în Ideea Mare Topești. Și avem un grup de turburenți, coproprietari ai 8 și. Topești de Tismana, da? Nu ce înseamnă? În care ei, prin efracție, au pătruns în mai multe imobile ale unității. Nu avem altercație. Acum s-au prezentat la obște și împiedică desfășurarea normală a procesului de muncă. Da, 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 da. Vă rugăm să trimiteți... Trimiteți 0756... Trimiteți poliția. 043... Vă dăm președinte acolo. 865. Încă consideră că se trimite. Mare Topești, trimiteți pentru că dumnealor... Da. Vorbesc urât, domnul da. Bălteanu. Nu. Lasă-vă că e înregistrat. Nu e înregistrat. La sediu 18 pe Șișan de Gorj. Frumos. E tot înregistrat. La sediu, da. Nu se zberă deloc. Din potrivă. Din potrivă, nu. Vă rog. Lasă-vă că e filmare, nu-i problemă. Da. Nu vă închid. Bă, nu asta aveți dreptul la orice, dar legal. Legal, domnule, aia vrem, legal. Lăsă, nu ne încurcați pe noi să lucrăm aici. Păi nu vă încurcăm, venirăm. Lăsa, prima dată, la ochiar noastră, domnule. Prima dată, în ultimii doi ani. Să nu organizăm la ochiar noastră, domnule, la dumneata. Ce activitate aveți, domnul Poenaru, aici? Membru al Consiliului. Ce activitate aveți? Cu ce vă încurcăm? Care ești atunci? Uite, o să vă spună o urgare. Să vină, o să plătiți și amendă pentru deranjul ăla. O să o plătiți precis. O să plătiți că ați deranjat acolo la poliție și n-aveți drept. Poenariu sunt de la... Da. Din Consiliul Director al Opștinei Ideea Mare Topești. Avem niște turburenți aici la sediul societății care încurcă buna desfășurarea activității. Să vină comandantul. Deci, suntem la Opștea Peștișean de Gorj. La Opștea Peștișean. Aici vis-a-vis de Casa Brâncuș. Domnul Poenaru, crede că e aici casa lui personal. Da, da. Păi ce problemă, nu ne lasă ca să lucrăm, au venit trei, pe aceea... Am venit după bani, domnule. Dați-mi și mie telefonul, să vorbesc cu domnul. Ai telefon. Am venit după bani. Deci, ca să și nu-i aveți. Problemele dumneavoastră, trimiteți ordine de ori. De exemplu, prin efracție au pătruns în niște cabane ale... Deci, venire la sediu, sunt trei cetățeni aici, care se așezară pe scaune, fac niște cereri, și să ceartă cu personalul de execuție de la obște. Nu te mai agita, domne, așa, că faci, ești bătrân, faci la inimă. Stai liniștit, vorbește cine sal. Cine Sprâncenatul și mai cum îl cheamă? Victor. Sprâncenatul Victor, dumneavoastră. Gândi să fac o cerere, Sprâncenatul Victor și muncii. Și noi sunt... Buciu Ion. Dar nu sunteți la poliție, domnule. Am zis să facem o cerere, domnule, cerere. Să nu faceți la inimă, sunteți amândoi cardiaci. Să n-ai, facem o vorbiți cerere. Vorbiți calm. Sunt coproprietari și da, și avem acest drept să pătrundem cu sediu. Și cum? Gheorghe. Gheorghe. Exact. Da. Pulea. Bine, păpușă, bine că pulea. Eu sunt pulea al tău. Da, trimiteți dumneavoastră. Ești nesimțită. Da, da. Și au, domne, ce ne de frică, să vedeți ce o să eu vă spun că ce ce ne... făcut... Domne, încet să nu faci la inimă. Domnule, încet. Te rog să mă domnule, să mă ascult. Ceea ce a făcut dumneavoastră ieri se numește turbare de posesie și mirare exact, de domicilie. Exact. Dar mai știi și altele? Foarte bine, foarte bine. Mai știi și altele? A fost pe terenul nostru, domne, n-a fost pe terenul dumneata. Al nostru. Păi domn Poenaru, plătim chirie pentru sediu, să vrem să te gândiți să facem o cerere. Din banii noștri, nu din ai lui Poenaru. Vă solicităm să ne lăsați în pace, să facem o cerere, da?